Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ecouri din Poiana lui Ocan, emisiunea dumneavoastră preferată de joia. Să vă salutăm și pe dumneavoastră, stimați radioascultători ai postului Galaxy FM, post care preia, după cum știți, în direct emisiunea noastră până la ora 22. Bună seara tuturor, sunt Eugen Măicăneanu. A fost Ziua Națională a României. Ne-am plictisit suficient cu întrebările cretin-tembeloide ale unor reporterași de teren care altceva nu găseau să întrebe pe unul sau pe altul, fie că era el om de rând sau vlădică. Domnule, sunteți mândru că sunteți român? O întrebare mai idiotă, mai tembelă ca asta n-am putut afla niciodată. Și din păcate chestia asta se întâmplă de câțiva ani buni. Mândria de a fi român e, cum să spun eu, e un titlu care vorbește despre, sau mă rog, care amintește de o carte de eseuri cu tematică politico-istorică, chestiune cât se poate de serioasă, de aplicată pe ideea mândriei de a fi român, dar n-are nici înclin nici în mânecă de a face cu șușanelele ăstora care vor să apară zglobii de Ziua Națională și vor să, mă rog, să inducă în sufletele privitorilor, ascultătorilor, o anumită stare de spirit. Stați liniștiți, copii, nu mai vă străduiți, nu mai săriți așa de poponeți în sus, nu mai faceți pași de dans prin mulțime, tot întrebând în dreapta și în stânga. Lăsați-ne cu chestia asta, cu mândria de a fi român, pentru că fiecare român are în sine motivele sale de mândrie, mai mari sau mai mici, de a fi român, de a se simți român în patria lui. Lăsați-i să și le trăiască ei și, dacă simt nevoia, să și le și exprime. Nu știu dacă asta este, cum să spun eu, tematica cea mai indicată, cea mai potrivită pentru a onora Ziua Națională a României cu mijloacele presei. În sfârșit, nu ne băgăm, dar în orice caz, lipsa de inspirație, lipsa de flair, lipsa de, la o adică și de bun simț, a multora dintre cei care plimbă microfoanele prin mulțime, întrebând ba una, ba alta și încercând ei să fie ba șmecher, ba festiv, lasă un sentiment așa de zădărnicie, un fel de zgură din asta sufletească de care ne lepădăm foarte greu. Altă idioțenie, bineînțeles că n-am scăpat de ea nici anul acesta, marea prostie a inventării tradiției cu fasole și cârnați servite pe străzi, în locuri absolut improprii, de multe ori neigienice și așa mai departe. Încercarea unora de a face din asta tradiție românească e iarăși o mare idioțenie națională care, într-adevăr, face să planeze, face să se aștarnă o umbră grea, groasă pe imaginea Zilei Naționale a României. Nu voi înceta să demasc acest prost obicei, acest nefericit obicei la care s-au dedat, din păcate, foarte mulți edili români, foarte mulți primari, foarte multe autorități locale, și nu voi înceta niciodată să amintesc faptul că acest prost obicei, acest nefericit obicei a fost introdus de generația pro, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Amintitul post de televiziune s-a înființat, mă rog, a intrat în emisie pentru prima dată, a fost inaugurat într-o zi de 1 decembrie, acum 20 de ani sau 19, în sfârșit, prin 95, dacă nu mă înșel. Într-o zi de 1 decembrie. Chestia nu știu dacă a fost calculată, dacă a fost, mă rog, deliberată, luată această decizie de a intra în emisie în ziua de 1 decembrie, de Ziua Națională. Cert este că, dacă privim mai atent, a fost fără îndoială o tentativă, nu știu
cât de reușită de-a lungul acestor ani, o tentativă a celor de la ProTV și a patronilor lor de a confisca Ziua Națională a României în folosul lor. Asigur că ei vorbesc acolo de toate. A, ce să spun, cât de patrioti se dau și ăștia, se îmbracă în ei, în fote, foale și așa mai departe. Să arate ei cât se dea. Ei, băieții ăștia au dat drumul la așa zisa tradiție a fasolei cu ciolan sau cu cârnați. Penibilă. Penibilă pentru că permite, așa, aceasta așa zisă tradiție, acest așa zis obicei, permite exhibarea a tot felul de obiceiuri și de inși cu comportamente și cu moralitate absolut dubioasă. Dar nu, chiar nu mai vreau să insist, mie deja nu știu cum. O altă, hai să zic, blasfemie de data asta, apărută chiar în preajma Zilei Naționale a României. Paralelismul pe care anumite publicații sau posturi de televiziune au încercat să-l facă între regele Ferdinand al României, Ferdinand Întregitorul, supranumit el, și Claus Iohannis, adică doi șefi de stat, doi conducători de stat, care au avut în viziunea presarilor respective același merit, acela de a-i uni pe români. Ei, nu zău! Care unire, măi, deștepții pământului? Cum adică i-a unit? I-a luat Ferdinand sau Claus Iohannis de mână și hai să dăm mână cu mână cei cu inima română. I-a pus să se lege lanțuri așa în jurul fruntariilor țării ca să arate ce horă imensă poate avea sau se poate croi pe pământul sfânt al patriei. Lăsând la o parte meritele sau, dacă vreți, meritul istoric al lui Ferdinand I, de care sigur se leagă într-un anumit fel momentul unirii de la 1918, a fost primul rege al României reîntregite, lăsând la o parte, deci, această situație pe care nu o poate nega nimeni, această realitate pe care nu o poate nega nimeni, n-am să înțeleg niciodată de ce băieții ăștia, deștepții ăștia, inspirații ăștia din anumite canale media au ținut să îl alăture pe Santa Claus. Doar fiindcă e neamț de origine sau de ce? Pentru că alminter nu văd ce asemănare poate fi între cei doi. Ce efort unificator ar fi făcut ăsta. Deci a venit Claus, a fost ales Claus Iohannis, președinte al României, și gata. Românii s-au reconciliat unii cu alții, se pupă într-o veselie în piețele publice, au uitat de tot ceea ce îi despărțea până acum. E o stare de fraternitate, de spirit unionist în toată țara, ceva de speriat. N-am cum să nu-mi aduc aminte că numitul Claus Iohannis, prin voința contorsionată a națiunii române, a ajuns președinte al României, foarte contorsionată voința națiunii române, n-am cum să zic altfel și nici nu vreau să zic deocamdată altfel, n-am cum să uit, deci, că acest Claus Iohannis a fost sprijinit să ajungă la președinția României, inclusiv de cercurile iredentiste ungurești. Vă vorbeam în emisiunile precedente de acele reclamă electorală, de acel spot electoral care mergea pe internet aproape non-stop, în care în românește și în ungurește se scria: Ardealul nu e România, votați Claus Iohannis. Nu știu cum poate fi perceput, deci, fie și numai din acest simplu motiv, nu știu cum poate fi perceput Claus Iohannis ca președinte unificator. Nu neapărat unificator de țară, desigur, unificator al tuturor românilor, sub același sceptru, cu alte cuvinte. Noi înțelegem ce vor ăștia să zică. Dom'le, lasă că bine că l-am ales pe ăsta, e neamț, are cutare, are pile pe la Berlin, pe la Coanama Angela. El, pe de altă parte, are ascendențe care
pot trimite la spiritul unionist, că pe români au unit străinii și nu s-au unit ei, chipurile, așa. Lasă că e foarte bine că a fost ăsta ales, s-au terminat disensiunile, s-a terminat vrajba între români, ce să mai ai? Încearcă să-i se facă acestui Santa Claus un fel de statuie, un fel de soclu de statuie încă din viață. Dom'le, chestiunea asta mă umple de scârbă cumplit. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Sunt un om care respectă, sigur, voința majorității și un om care are o structură funciarmente democratică. N-ai cum să negi realitatea alegerii lui Iohannis ca președinte, dar de aici, da, a fost ales cu un număr semnificativ de voturi mai mare decât contracandidatul său, dar de aici și până la ai clădi deja soclul statuii pe care vor să-l înalțe, e distanță foarte mare și deja intră în discuție pupincurismul tradițional al unora dintre români, care nu se pot abține ei până nu trag câte o limbuță, câte o buzișoară în părțile mai moi ale unuia care stă în capul trebii. Nu se pot ei abține. Mi-amintesc, mă rog, cu acest prilej și de un articol pe care l-a semnat Ion Cristoiu, că mai săptămâna trecută, cred că v-am vorbit ceva de el, cred că n-am uitat să vă vorbesc, un articol care mi l-a reabilitat într-o oarecare măsură pe Cristoiu în proprii ochi. Nu mai voiam să-l citesc de multă vreme după baia de băsism ordinar pe care a făcut-o. În sfârșit, dar a publicat un articol prin evenimentul zilei săptămâna trecută, care se intitula, sper să nu greșesc, cam așa: fundul lui Iohannis este prea mic pentru cât se înghesuie să-l pupe. Sau cam așa ceva, să-l lingă. Da. Da. E o realitate. Acum, sigur, dumneavoastră puteți înțelege cum am bănuit și eu inițial, că Ion Cristoiu a scris acest articol gelos, fiindcă n-a avut probabil și el loc la pupăturile respective. Așa m-am gândit inițial. Ticălos cum sunt, na, răutăcios, cum vreți să spuneți, malicios. Dar prima dată asta mi-a zburat gândul când am văzut titlul. Dar nu, articolul e bine scris și îl readuce. E foarte bine scris, chiar tăios, atât cât trebuie. Și îl readuce pe Cristoiu, mă rog, cel puțin deocamdată îl readuce și pentru mine îl readuce în câmpul mult mai aerisit al presei adevărate. În câmpul aerisit al presei adevărate. Da, e tendința aceasta de pupincurism printre unii conaționali care te umple, desigur, de scârbă. Oh, da, doamne, oh, și mai ales mofturoșii ăștia fițoșii, doamne, ce să spun. Dacă nu ești cu Iohannis, înseamnă că nu ești, domne, nu trăiești în lumea modernă, ești un retrograd, ești cu tare. Ia mai lăsați-ne, băi, în pace cu Santa Claus ăsta care de-abia scoate o vorbă pe guriță. Și care, mai nou, are niște ticuri care am senzația că îl cam întrec pe Băsescu un spirit autoritarist și dictatorial. Fără niciun fel. Bun, el în sinea lui poate să creadă orice ce dorește despre actualul guvern, despre schimbarea lui. Poate să fie convins până în prăsele. Și sunt convins că asta e credința lui. Vrea să-și pună propriul guvern. Până una alta, deocamdată, România are un guvern în funcțiune. Că e bun, că e rău. Mă rog, asta se poate discuta. Dar e un guvern legitim, un guvern legal, în funcțiune, ales ca urmare unor alegeri democratice. Ei, el vrea să-l schimbe, domne, cu liberalii lui, cu noul PNL, să facă un guvern format din nou PNL. Am mai vorbit de chestia asta săptămâna trecută, chiar nu mai vreau să mai aduc discuții. Deci e o chestiune care îl macină, are o obsesie Klaus Iohannis. Deci, repet, eu sunt convins că asta vrea, dar să mai și susții publică, gata, hai să dăm cu nu știu ce, să-i schimbăm acum, că acum e fierul cald, bate fierul cât e cald. De aceea și bănuiesc faptul că și din acest motiv
se tot strofoacă băieții ăștia să dea votul din problema votului, dosarul votului din diaspora la DNA. L-au și dat. Parchetul general și-a declinat competențele. Doamne, ca și cum acolo n-ar funcționa procurori, frate. Ca și cum acolo nu s-ar judeca astfel de cauze. Care, mă rog, care înseamnă în ultima instanță încălcarea legii, dacă asta se invocă. A, parchetul general, prietenul maestrului Ponta, cum îl cheamă, Nițu sau cum nu știu ce, și-a declinat competența și hai să mai... Să mai suim pe podium odată DNA, să descurce DNA, marea DNA, mult cântata și lăudata DNA, să descurce aițele votului din diaspora. Domne, ce mare nenorocire! Eu stau și mă gândesc, dacă așa ceva, dacă o astfel de frăsuneală, dacă o astfel de, un astfel de frecuș, de stres, o astfel de, de febrilitate cu care se vrea aducerea în fața justiției a chipurile celor responsabili de ceea ce s-a întâmplat la 16, la alegerile de la 16 noiembrie, tare mă tem că asta are legătură cu graba lui Iohannis de a-și pune el guvern PDL. PDL, PNL. De fapt, nu cred că am greșit chiar foarte mult. Tare mă tem că are, că această grabă, această frăsuneală, această înghesuială pe culoarele justiției de a descifra ei, acum, domne, acum, de a descifra ei ce s-a întâmplat pe 16 noiembrie, tare mă tem că toată această chestiune are legătură directă cu poftele lui Klaus Iohannis, care, ce ciudat, își luă câmpii și plecă pe la Miami Beach sau Palm Beach prin America la niște cunoștințe, cărora le-au botezat niște copii. El și prima doamnă, viitoarea primă doamnă. Eh, da. Îi lăsă, plecă, că a obosit omul. A obosit de atâtea chefuri, stimați telespectatori și radioascultători, că numai într-un chef a ținut-o. Numai într-un chef a ținut-o de când s-a ales prezident. Chefuri, zdrângăneli din astea, cuvântări, interviuri date nu atât presei române, cât presei străine. Și în care face, domnule, un interviu din care am citit într-o publicație pe internet astăzi, un interviu dat ziarului italian La Repubblica. Da, domnul, păi, omul e pus la punct din punct de vedere teoretic. El știe atribuțiile președintelui, face o adevărată teorie despre ce trebuie să facă, mă rog, cu ce trebuie să se ocupe președintele, care este misiunea lui, rolul lui în stat, în societate. E, după care, puf, dă cu piatra în baltă. După ce face el această teorie frumoasă, el vrea schimbarea guvernului. Nu prea-i place cum gândește guvernul. E, da. Venise la vechea lui obsesie. Bun. Hai să o lăsăm, că mai vedem noi ce mai... E, ca să lase să se mai dospească terenul pe ei, să vadă ce mai iese dintr-un tăpșan mai apropiat sau mai îndepărtat locului Cotrocean, a plecat să se relaxeze după atâtea chefuri, domnule. Obosit omul, nu, obosit. Foarte obosit. Ne-a promis că o să joace și cu Simona Halep. Ei, da, până acum l-au bântuit pe Ponta, l-au beștelit ăștia pe Ponta că își face imagine prin Simona Halep, că îi trimite felicitări pentru nu știu ce victorie pe Facebook. Ăsta vrea chiar să joace tenis cu ea, pentru că se dă și mare tenismen. Avem, domne, președinții, oameni politici, actiați după sport, ceea ce în principiu e bine. Dar nu știu dacă e bine ca românul să-l vadă pe Santa Claus în fiecare zi de la ora 3 la 4 după masa în chiloți, evoluând pe la nu știu ce fileu. Parcă nu știu dacă e bine. Parcă mi s-ar părea că locul lui ar trebui să fie în cu totul altă parte decât gândul lui ar trebui să fie în cu totul altă direcție, să fie într-o altă zonă direcționat decât în zonele astea mondene. Pentru că văd că pe chestiile astea mondene se accentuează chiar foarte mult. Dar să... Mă rog, poate avea tot felul de chestii, de însușiri, de calități. O să vedem, deocamdată nu... Deocamdată nu l-am văzut propriu zis la lucru, dar să faci din el un fel de simbol al unirii românilor, hai da de, parcă e prea mult.
Parcă este prea mult, trebuie să recunoașteți și dumneavoastră, stimați telespectatori și radioascultători. Parcă prea mult ne este dat să înghițim în aceste zile. Și apoi, dacă e să punem cât de cât adevărul istoric în drepturile lui, Marea Unire de la 1 decembrie, pentru că în legătură cu acest eveniment s-au făcut respectivele aprecieri, respectivele apropieri între Santa Claus și și Ferdinand zis întregitorul. Dacă e să repunem, cum spuneam, adevărul istoric în drepturile lui, România Mare a fost rezultatul voinței poporului român, voinței populare. Să nu uităm, acesta este adevărul istoric. Că după aceea, sigur, s-au umblat foarte mult politicienii români, exponențiali ai timpului, au făcut foarte mult pentru a fi recunoscută și respectată această decizie a poporului român, asta e cu totul altceva. Și că la câțiva ani după realizarea Marii Uniri, mai exact la vreo 4 ani, dacă nu mă înșel, Ferdinand I s-a încoronat ca prim rege al regatului, al României unificate. Acestea sunt niște chestiuni istorice. Și că diplomația română a vremii a avut un rol foarte mare atunci, în toiul acelor evenimente, și că marile puteri au avut și ele un cuvânt de spus, da, dar n-au făcut decât să consfințească voința poporului român, pentru că a fost vorba de un act la care au consonat toate straturile societății românești. Pentru că unirea este, adică idealul unionist, idealul unirii, este, cum să spun eu, firul roșu. Mie nu-mi place această comparație cu firul roșu. Este coloana pe care s-a derulat sau în jurul căreia s-a constituit eșafodajul istoriei naționale a României. Idealul unionist a dat sens istoriei românilor, din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Mi-aduc aminte tot felul de întâmplări acum legate de sărbătorirea Zilei Naționale. Au depus coroană de flori la statuia Santa Claus, la statuia regelui Ferdinand și a reginei Maria. Corect, foarte corect. Da, au avut și ei un rol. Dar ce să vezi, prezent la Arba Iulia, n-a depus o coroană de flori la statuia marelui voievod al Unirii, primului voievod unificator de țară, Mihai Viteazu. Așa, a uitat. Na. Bine, să nu interpretăm totuși în mod excesiv aceste lipsuri din prestația primelor zile de după alegerea lui Santa Claus. Să nu fim chiar răi până la capăt, dar nu ne scapă niște chestiuni. Nu ne scapă și gata. Pe aici, pe la noi, Ziua Națională, era un frig pătrunzător, în Severin cel puțin, și după mulți ani de zile am venit și eu la festivitățile care s-au derulat aici la Monumentul Eroilor. Un frig pătrunzător, într-adevăr, dar foarte multă asistență, ceea ce e bine, foarte mult popor, dar și foarte mult popor politic. Am văzut două delegații impresionante de politicieni care au depus coroane, delegația PSD și delegația ACL, sau cum le zic ei acum, PNL. Parcă mai numeroasă a fost delegația PNL la depus de coroane decât cea PSD. Bine, pun această situație pe seama entuziasmului pe care l-au, sau gurii de oxigen imense pe care PNL-ul a luat-o după alegerea lui Santa Claus în funcția de președinte a României. Da. Alminteri, Ziua Națională. Ziua Națională a României. Cu tot ceea ce ține de ea, o zi în care
sigur ar trebui să trăim la alte cote, dacă viața, și dacă viața asta meschină și mizeră pe care am ajuns să o ducem, ar trebui să, să o trăim la cu totul alte cote de de entuziasm, dacă vreți. Cum spuneam însă, cum îmi permiteam să spun, am ajuns fiecare dintre noi să ne trăim în sine mai mult sentimentul patriotic și nu atât de teama cuiva. Am învățat să devenim mai reflexivi, nu de teama cuiva că ar zice cineva ceva sau că nu știu ce. La o adică, tot românul e patriot când e să facă un ce profit din reprezentația de patriotism pe care o face. Am ajuns să fim mai reflexivi, să ne gândim mai mult la noi înșine, la ceea ce ne doare, la faptul deloc lipsit de importanță că sărbătorim unirea, bântuiți în continuare de același blestem al dezunirii, care ne-a bântuit în mai toată istoria noastră. Blestemul dezunirii. România nici acum nu este unită. Ținuturile românești nici acum n-au revenit în totalitate la trunchiul străbun al patriei. Asta e soarta. Blestemul dezunirii continuă, chiar dacă unii și alții ne dau lecții despre unionism, despre... Da. Să sperăm totuși că anii ce vor veni vor schimba cât de cât situația. Dar, după cum văd eu că decurg lucrurile, tare mă tem că va începe foarte curând, dacă nu chiar a început, o vânătoare de vrăjitoare asemănătoare a celia din 2004, după ce Băsescu a câștigat în fața lui Năstase președinția României. Și acest semn de început, acest început de vânătoare de vrăjitoare a fost dat, zic eu, mai consistent chiar astăzi, când Traian Băsescu, încă președinte al României în funcțiune, a ieșit la tribuna de la Cotroceni să-l atace așa iar pe Victor Ponta, ca și cum nu-l atacase până acum suficient, ca și cum nu vorbise până acum suficient despre mincinosul Ponta, despre coruptul Ponta, despre plagiatorul Ponta, despre cum se mai zice, imaturul Ponta. A repetat aceleași chestiuni, e adevărat, cu un anumit plus de intensitate malignă în glas. Și i-a cerut pur și simplu să plece de acolo, că face de râs România. Deci cam așa ceva a zis Traian Băsescu. Eu acum știți că nu mă topesc de... că face mari de servicii României. Eu nu mă topesc de dragul lui Victor Ponta deloc, deloc, dar deloc. Dar să vină Traian Băsescu, un ins ca Traian Băsescu, să vorbească despre faptul că, eu știu, cu tare sau cu tare politician face mari de servicii României și că face de râs România și că, mă rog, compromite, decredibilizează România în fața Uniunii Europene, asta mi se pare prea mult. Adică tu, după ce 10 ani de zile ți-ai bătut joc de 20 și ceva de milioane de români, făcându-le vrute și nevrute. Nu mai amintesc acum ce, pentru că nu vreau să devin nici eu redundant. Dar după ce 10 ani ne-ai chinuit viața, după ce 10 ani dumneata însuți ai fost acuzat, bănuit și chiar dovedit în anumite situații de corupție, după ce membrii ai familiei dumitale au fost trimiși după gratii tot din cauză, tot pe motive de corupție, dumneata n-ai dreptul să vii să spui. Dumneata, domnule președinte, încă în funcțiune al României, n-ai dreptul să spui, să vii în fața națiunii și să vorbești în termenii acestea despre un adversar politic. Cât ar fi el de păcătos, de nenorocit, de lipsit de calități. Deci nu dumneata ești acela care să arunci cu pietre. Nu dumneata ești acela care să-i ceri demisia lui Ponta. Și indiferent, nu numai lui Ponta, oricui altcuiva.
Nu, dumneata ești acel. Văd însă că semnalul acesta de vânătoare, de vrăjitoare, de, cum să spun eu, de război care se încearcă a se da în societatea românească, este semnalul acesta de război, este cât se poate de sesizabil, dacă mă înțelegeți. Și, repet, asta în special datorită acestui președinte nedemn pe care l-a avut România în ultimii 10 ani și care, al cărui mandat văd că parcă nu se mai termină odată. El a dat semnalul răzmeriței. Acum nu știu de unde căpătase el în seara asta atâta curaj și atâta pornire, dacă vreți, atâta răutate, atâta încrâncenare. Că până acolo lăsase, mai zicea el, mai ieșea cucul la 6:30 la Cotroceni, să mai zică ba una, ba alta, dar parcă totul degenera într-o oarecare bârfă, dacă vreți. Dar acum parcă tonul a fost cât se poate de agresiv. Și mă gândeam ce anume să-i fi provocat această atitudine, această încrâncenare. Și mă gândeam că alegerea noului președinte al României, adică mă gândeam că președintele ales pe care Băsescu, ales al României, Claus ăsta de care vorbim, pe care Băsescu l-a invitat încă de la bun început să vină la Cotroceni, să-l instruiască, să-i dea pe mână niște dosare, să-i lase acolo niște situații, nu cumva, tare mă tem, dar nu mă, ce să mă tem, nu cumva, Santa Claus ăsta i-a dat niște asigurări lui Băsescu de este el așa curajos? I-a dat asigurări că nu o să pățească, că nu o să-l deranjeze nimeni, că o să îi se dea o locuință unde să-și trăiască liniștit pensia, să-și mănânce liniștit pensia, ba că probabil o să-i se permită să aibă și niște funcții publice înalte. Cine știe ce i-o fi promis Santa Claus, cu ce l-o fi asigurat Santa Claus pe Traian Băsescu, de era el așa agresiv, așa de pornit în seara asta. Pentru că, aminte, nu spunea nimic nou. Dar tonul era altul decât cel al ieșirilor anterioare. Un ton agresiv, un ton în care ghiceai răutatea, dorința de vendetă, de răzbunare, dorința de compromitere definitivă. Adică ăstora nu le-a ajuns că l-au învins pe Ponta în alegeri. Da, domne, asta e. Omul și-a acceptat până la urmă cu cavalerism înfrângerea, deci nu le ajunge că l-au învins în alegeri, acum vor să-l și termine, și ca imagine publică, și pe filiera DNA, pentru că vorbim ceva mai înainte de plecarea dosarului votului din diaspora de la parchetul general la DNA. Nu le-a ajuns, încă o dată, repet, nu le-a ajuns că a fost învins în alegeri Victor Ponta. Vor să-l și termine, vor să-l facă pachet, să-l dea la lada de gunoi, îl bage după gratii, să-i facă ceva. După modelul Adrian Năstase din 2004-2005, pentru că cam așa s-a întâmplat și atunci. Bine, efectele au fost altele. Năstase avea substanță politică, indiferent ce ar spune unii sau alții, adversari, prieteni, neprieteni. Adrian Năstase avea prestanță, avea ținută, avea prestigiu politic, avea intuiție politică, nu în ultimul rând. Și acolo lucrurile s-au desfășurat pe o, cum să zic eu, potrivit unui scenariu pus la punct, unui scenariu foarte amplu pus la punct prin mai multe zone ale politicului. Dar nu trebuie să fie acum la fel, scenariul nu trebuie să fie identic. Problema este că ecuația rămâne în esență aceeași. Un învins în alegeri se dorește a fi scos definitiv și irevocabil din viața politică. Repet, acum nu e menirea mea să spun că Ponta ar merita sau nu ar merita un astfel de destin. E treaba lui, e încă tânăr, e politician tânăr, poate reveni sau poate sucomba ca politician, e problema lui. Dar de unde atâta cruzime, frate? Stau și mă întreb și eu. De unde atâta dorință, de unde atâta patimă de răzbunare, de unde atâta
încrâncenare, de a-l termina definitiv pe contracandidatul care a pierdut. A pierdut, a pierdut. A, nu vrei să te mai întâlniți, să te mai întâlnești cu el altă dată? Nu vreți să vă mai întâlniți cu el altă dată? Aha. Și aici e o chestiune care m-a făcut pe mine să-mi pun niște întrebări după ieșirea lui Băsescu din această seară. Nu cumva Iohannis i-a dat lui niște asigurări, l-a liniștit în anumite privințe. Pentru că până acum se tot vorbea, adică în momentele când Victor Ponta era, se vorbea despre Victor Ponta ca despre un învingător virtual al prezidențialelor. Și atunci se vorbea despre Traian Băsescu că îl așteaptă un viitor oarecum nu, adică un viitor nu tocmai roz. Schimbându-se anticipat, adică nu, schimbându-se soarta, destinul alegerilor, firește că s-a schimbat și orizontul de așteptare a lui Traian Băsescu și desigur starea lui de spirit. Rămâne această întrebare. I-a dat Santa Claus niște asigurări? Are Santa Claus nevoie de adversari politici morți în jurul lui? Nu mai are Santa Claus nevoie de opoziție? Vrea să o termine încă din start? Vrea să respecte Santa Claus jocul democratic în România? Sunt niște întrebări, stimați telespectatori și radioascultători. Calminte, ne întoarcem la cugetările lui Nicolae Iorga despre istorie. Și acelea în care vorbea despre cei care nu cunosc istoria sau care o uită și care din aceste motive riscă să o repete. Iar când se repetă istoria, da, se pare că trăim, sigur, scenariile, cum vă spuneam, sunt diferite, se pare că trăim din nou atmosfera aceea sumbră de după victoria lui Băsescu din 2004. Sper să mă înșel. Ei, da, să vedem ce mai zice presa locală, atâta cât avem. A, întâmplător, colegii mi-au lăsat pe masă ordinea de zi a Consiliului Local din Drobeta Turnul Severin, a ședinței Consiliului Local din Drobeta Turnul Severin, desfășurată săptămâna trecută. Era vineri. Mâine e o săptămână, atunci când s-a pus la cale puciul contra lui Marius Screciu, contra viceprimarului Marius Screciu. Și acum, sigur, văzând această ordine de zi, ne-a mai lămurit, pentru că înainte de ședința respectivă circulau tot felul de versiuni legate de cine e în spate, cine vrea să vină în locul lui Screciu, cine... Nu mai reiau discuția de săptămâna trecută. Dar văzând această ordine de zi, lucrurile ne apar relativ clare. Se convoacă proiect de hotărâre, deci nu citesc chiar tot, dar proiectul de hotărâre privind schimbarea din funcția de viceprimar a domnului Screciu Marius. Grupul inițiat de grupul de consilieri locali. Iată cine dorea schimbarea lui Marius Screciu. Carin Dățoiu Marian, Nanciu Renata, Eduard Breaza, Nicolae Veronica, Golea Mihaela, Medragoniu Gabi, Bolocan Constantin, Ungureanu Octavian, Vâlcu Romulus. Nu se spune de ce, așa au cerut grupul de consilieri locali. Deci nu primarul Gherghe, cum s-a zis, despre care se vorbea că s-ar fi erijat în liderul acestui grup de independenți. Deci nu, mai ales că a și lipsit de la ședință. În sfârșit, nu reiese din
din această ordine de zi. Apoi, ce mai observăm? Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Nicolae Veronica Simona.